toți ați căzut în întuneric și toți ați fost profund răniți. Să înțelegeți natura umană și să trăiți, adevărul este scopul cuceririi. Dacă poți scăpa de întuneric, să te desparți de lucruri necurate. Dacă poți deveni sfânt, ai adevărul. Asta înseamnă scopul cuceririi, este curățirea omenirii. Ca omul să aibă adevărul, fiindcă înțelege prea puțin. Să cucerești acești oameni are cea mai mare însemnătate. Nu e vorba că natura ta se schimbă, ci că poți trăi adevărul. Te poți lepăda de trup, asta fac oamenii purificați, doar cei ce au și trăiesc adevărul. Pot să fie dobândiți de Dumnezeu cei care trăiesc după chipul lui Petru. Sunt desăvârșiți, alții cuceriți. Scopul cuceririi este curățirea omenirii. Ca omul să aibă adevărul, fiindcă înțelege prea puțin. Să cucerești acești oameni are cea mai mare însemnătate. Lucrarea asupra celor cuceriți înseamnă blesteme. Mustrarea și arătarea furiei primesc dreptate și blesteme. Să lucrezi asupra acestor oameni este să arăți corupția din ei, ca să o recunoască și să fie pe deplin convinși. Odată ce omul devine supus, lucrarea de cucerire e deplină, chiar de majoritatea nu caută adevărul. Cucerirea se va sfârși.